Salut și bine ați revenit în Teo's Kitchen! Azi începe Vlogmas, adică un vlog pe zi sau un video pe zi până la Crăciun. Sper să reușim să ne ținem de treabă. E cam greu cu doi copii, munca pe blog și dintre care un copil e bebeluș, dar încercăm. Și cum putea începe Vlogmas decât cu împodobirea bradului de Crăciun, bineînțeles, și o să avem mai multe videouri pe tema asta, pentru că azi împodobim în living și apoi urmează camera copiilor, nu știu dacă tot azi sau mâine, vedem. Dar cu asta începem azi. Cum ne decorăm căsuța de Crăciun? Am pregătit aici o parte din decorațiuni. Astea sunt cele noi pe care le-am luat anul ăsta. Mai urmează să merg la depozit să mai aduc ce mai era. La televizor merge un film de Crăciun pe Netflix, desigur. Am eliberat cât de cât rafturile. Acum urmează să schimb pernele. Sunt încă pernele de toamnă. Aici e brăduțul. Aici mai am încă puțin de eliberat. Este că toată casa e un haos care se va transforma în curând în Crăciun. Sau cel puțin așa sperăm. Și apropo de perne, am luat pernele astea de la Ikea. Sunt super faine. De 50 pe 50. Au fost undeva la 30 de lei bucata, 20 și ceva. Cu reducerile de Black Friday. O investiție foarte bună. Sunt cu perne și puf. Am luat 4 bucăți. Și fetele de pernă de la H&M, vi le-am arătat deja în filmulețul cu holul pentru decorațiuni de Crăciun. Deci încet, încet ne apucăm de treabă. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing, yeah, isn't that amazing, in Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time, doesn't matter if the snow is falling, or the windows and the rain is pouring, it will always be Christmas in my heart. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this. In Christmas. Un sfat foarte bun când vorbim de luminițele de pe brad este să le puneți gata aprinse, pentru că așa vedeți exact unde le puneți și se distribuie uniform pe brad. Astea sunt globurile pe care o să le folosim. Le-am luat anul acesta pe toate de pe Vivre. Îmi plac foarte mult. Sunt simple și crăciunistice. Și mai am și norișorii ăștia albi pe care i-am luat de la Pepco. Le căutăm și lor locuți în brăduț. Crenguțele astea ultra glittery, de pe care pică tot sclipiciul din univers, le-am luat de la Jumbo și arată foarte fain puse așa în brăduț, din loc în loc. Dau un plus de volum bradului și așa o strălucire foarte, foarte faină. Christmas in my heart.
go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moon. 3 ore mai târziu. 3. E aproape gata tot. Și pot să vă fac un mic tur al decorațiunilor de Crăciun din living. Cel mai mult îmi place bradul, mi se pare că e super echilibrat și a ieșit exact așa cum îmi doream eu. Și o să vă mai filmez un pic și pe noapte, după ce se întunecă, să vedeți cum arată. Mie îmi place super mult atmosfera asta de Crăciun. Mi se pare că dă oricărei case, nu știu, pace și liniște și cred că și de asta vreau să vină Crăciunul mai repede, în 1 decembrie, și să țină cât mai mult. Când eram mici, ei mei făceau bradul în 23 sau în 24 și așa puțin ținea Crăciunul. Mi se părea așa, nu știu, era trist că ține așa puțin. Așa că unul din planurile mele ca adult a fost să fac Crăciunul să țină cât mai mult în casa mea și am reușit în fiecare an să fac bradul ori de ziua mea în 25 noiembrie, ori în 1 decembrie și să-l țin până în 15 ianuarie. Hai să vă arăt ce am făcut și să vă spun și de unde sunt lucrușoarele. Unele le-am de mai mulți ani, deci nu știu dacă le mai găsiți, iar cele noi le-ați văzut deja în video cu cumpărăturile de decorațiuni. Aici este stativul pe care vi-l arăt de fiecare dată. Se numește Broby, e de la Jis și mi se pare că se potrivește în orice casă și în orice loc. Produsul ăsta din lemn e de la Zara Home, de acum câțiva ani. Steluța o știți, Pepco. Asta e de la Jumbo. Și sticluța asta am de foarte mulți ani. Cred că e tot de la Pepco, dacă nu mă înșel, și cremuța de anul acesta. Felinarul, cutiuțele astea le-am de mulți ani, de la Nobila Casa, și țin în ele tot felul de bijuterii, cercei și așa, și așa că sunt mereu aici. Literele astea tot de la Zara Home și coronița din spate de la Nobila Casa. Iar brăduțul ceramic e de la Lidl. La fel tot de la Lidl și orășelul și în mijloc brăduțul de la Pepco. Mie îmi place super mult. E de la H&M, la fel și napronul. Arată bine așa împreună cu pernuțele.
trebuie să le cal. Dar zic că de dragul videoului vi le arăt și oricum până la Crăciun vor fi spălate și călcate de enori. Și aranjamentul, culmânarea astea care arată fain, miroase fain și sper să și ardă bine. Și în bucătărie îl mai avem atârnat pe moșulic acesta de la Jumbo și ca întotdeauna agățat cu un cuier de la Petco. Sper mult că vă place videoul de astăzi, că v-am inspirat și pe voi să vă decorați căsuțele de Crăciun și sper să avem un vlogmas fain împreună. Nu uitați să ne lăsați un comentariu simpatic cu ce v-a plăcut vouă cel mai mult din videoul ăsta, să ne dați like, să apăsați butonul de subscribe și clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când apare un video nou. Să avem un vlogmas fain împreună, vă pup!